potrivit IPJ Arad, în jurul orei 16 și minute, în circumstanțe ce urmează a fi stabilite din cercetări, pe DN7, în afara localității Păuliș, a avut loc un accident rutier cu consecințe grave. Un bărbat de 50 de ani din Săvârșin transporta cu o autoutilitară un cuplu de semiremorcă, un bulg excavator de aproximativ 25 de tone. Într-o curbă la dreapta, utilajul a căzut pe sensul opus de mers, intrând în coliziune cu un autoturism condus de tânăra de 24 de ani din Săvârșin. După impact, autoturismul a fost proiectat în dreapta sensului de mers, în afara părții carosabile. Accidentul s-a soldat cu moartea conducătoarei auto și rănirea gravă a pasagerei, în vârstă de 22 de ani din Săvârșin, care a fost transportată la spital pentru evaluarea stării sale și acordarea de îngrijiri medicale. Testarea cu aparatul alcool test a indicat faptul că șoferul autoutilitarei nu era sub influența alcoolului. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea accidentului rutier, într-un dosar penal întocmit pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. O victimă era inconștientă și a fost declarată decedată de echipajul medical. O a doua victimă este conștientă și este transportată la spital. S-au deplasat la accident o ambulanță lipova, un echipaj smord arad și elicopterul într-o curbă deosebit de periculoasă la dreapta, un buldo excavator a căzut de pe trailerul care îl transporta pe un autoturism care se deplasa din sens opus. Este vorba despre două tinere în vârstă de 24, respectiv 21 de ani. Pompierii au acționat pentru extragerea victimelor din autoturism, cea de-a doua victimă fiind preluată în stare gravă de către echipajul medical smort, terapie intensivă mobilă și transportată la spital distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube Creștin Total și vă așteptăm și pe site-ul creștintotal.ro.